Incendiu de proporții noaptea trecută într-un cartier marginaș al orașului Drobeta Turnu Severin. O casă în care locuiau două familii a luat foc, cel mai probabil din cauza unui coș de fum care nu era curățat. Pompierii au intervenit inițial cu două autospeciale, dar cum au văzut că focul cuprinsese acoperișul de peste 200 de metri pătrați al clădirii, au solicitat forțe suplimentare. Aproape două ore a durat intervenția, în urma căreia flăcările au distrus toată partea superioară a imobilului. Casa a luat foc puțin după miezul nopții și primul care a văzut flăcările a fost fiul celor doi proprietari. Oamenii spun că băiatul a venit și le-a spus să iasă din locuința care ardea deja. Oamenii s-au autoevacuat și au sunat disperați la 112 pentru că focul cuprinsese mare parte din acoperiș. Făcurăm focul, doar s-a mai făcut de 20 de ani de când e casa. Și acum a luat foc. Vă treziți cu flăcările? Da, băiatul ne trezi, că noi stăm în bucătărie în spate și el stă tu în față. Bine. Și el. Că v-a trezit, că da. Asta este. Ce să facem? Ce să facem? Asta e viața. Aveți unde să mai locuiți? Unde să locuiesc? Decât aici, unde să locuim, n-avem unde. Vecinii spun că au crezut că proprietarii taie lemne să pună pe foc și abia când au ieșit afară au văzut casa în flăcări. De la o sobă zice că s-ar fi întâmplat nenorocirea. Așa se spune, nu știm că nu putem să intrăm acolo. Acum nu se mai vede cu flacără, dar ars cu flacără deschisă. Am ieșit doar afară, am văzut acolo flacără în pot și oamenii singeau. De unde a luat foc, cum, nu știu. Da, ardea la acoperiș acolo. Au auzit pocnituri, cred că sparge lemne și în final, când ieși afară, flacără până în cer. Atât a făcut. În rest, în apropiere? Da, chiar aici. Vecin cu el. Ce a fost afectat din casă? Ce? Păi, dar cine știe? Că... Acoperișul distrus. Acoperișul? Dar în casă cine v-a zis? Că nu intră nimeni în casă. Nu vezi că nu lasă pe nimeni să intre în casă. L-ați speriat? Doamne... Exista riscul să se extindă și la dumneavoastră? Tot ce era posibil. Când au ajuns la locul intervenției, pompierii și-au dat seama că au nevoie de forțe suplimentare și le-au chemat în ajutor. Pentru stingerea incendiului a fost chemată chiar și o autoscară și s-a intervenit de la înălțime. Acoperișul și partea superioară ale imobilului au fost distruse complet. Intervenția destul de greoaie, deoarece casa are un acoperiș cu un volum foarte mare, ca 200 metri pătrați, care ar dea generalizat la sosirea noastră. Am intervenit cu 4 autospeciale, 3 autospeciale cu apă și spumă și o autoplatformă de la înălțime, plus un echipaj smurt. Incendiul în momentul acesta este lichidat, se lucrează pentru înlăturarea unor efecte negative ale incendiului. Cam ce ars? Acoperișul în totalitate, deoarece era, exact cum am spus, arde generalizată. Și cam atât. Era construit din lemn, acoperit cu țiglă, placat cu vată minerală, care ne-a îngreunat intervenția. Interiorul, mobilier și alte bunuri? Casa era în construcție, mobilierul nu era decât la parter, pe câte am observat în momentul în care am pătruns în casă. Cauza incendiului ar putea fi coșul de fum pe care s-a depus funingine. În urma incendiului, pagubele sunt foarte mari, iar proprietarii nu aveau nici asigurare.